Psalmul 145 are ca temă principală lauda la adresa lui Dumnezeu. De fapt, dacă ne uităm, începând din titlul psalmului, care este intitulat O cântare de laudă a lui David, înțelegem că scopul psalmului este să ne provoace la laudă la adresa lui Dumnezeu. Și psalmistul, împăratul David, vrea ca să ne atragă atenția, pe de o parte, asupra imperativului de laudă, faptul că trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, și vom vedea că sublinează unele aspecte ale acestui imperativ, acestei porunci, care sunt foarte importante, și în același timp vrea ca să vină și să ne sublinieze din nou care sunt motivațiile laudei. Pentru că este așa de ușor pentru noi ca să uităm câte motive de laudă avem la adresa lui Dumnezeu și trebuie ca să fim amintiți din nou și din nou și din nou. Este evident pentru mine, prin comportamentul nostru, și mă includ și pe mine în această boală, de cele mai multe ori, duminică dimineața, este evident pentru mine că nu știm cu cine avem de-a face. Nu știm ce căutăm aici, nu știm ce se petrece aici, nu știm cu cine urmează să ne întâlnim într-un mod deosebit. Priviți la momentele înainte de închinare, priviți la nonșalanța cu care venim. Și în mintea mea se întâmplă de multe ori. Nu realizez de ce am venit în acest loc. Nu realizez cu cine aș dori să mă întâlnesc în mod deosebit. Nu realizez magnitudinea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Sunt așa de prins de alte lucruri, de alte gânduri, de alte frământări, poate de alte bucurii. Și așa de puțin este în inima mea, sau sunt în inima mea, motivele pentru care ar trebui ca să aduc laudă la adresa lui, la adresa lui Dumnezeu. Și psalmistul vrea ca să sublinieze pentru noi motivațiile laudei lui Dumnezeu. Este extraordinar felul în care începe acest psalm: Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu. Și dacă ne gândim faptul că împăratul David scrie acest psalm, devine cu atât mai important acest detaliu. Faptul că împăratul David îl înalță pe Dumnezeu ca împăratul lui. El se dezbracă de orice slavă sau lauda lui proprie, de orice merit a lui, se vede așa cum este și vine și spune: Tu ești împăratul meu. De ce poate David să facă lucrul acesta? Ne explică în versetul 3. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Dumnezeu este vrednic de laudă. Dumnezeu este vrednic de toate titlurile care le înalță, de toate numele care îl descriu într-un mod măreț. Laudele care noi le primim, complimentele care noi le primim, sunt mai mult sau mai puțin meritate. Și per total, dacă ar fi ca să facem o analiză a noastră personală, a vieții noastre, a caracterului nostru, n-am putea spune că suntem vrednici de laudă. Dar David, când privește la Dumnezeu, privește la postura lui Dumnezeu ca și împărat, ca și domn asupra tuturor oamenilor și tuturor lucrurilor, și el care este împărat, pământește vorbind, vine și spune: Tu ești împăratul meu. Pentru că ești vrednic. Pentru că am privit la tine, am privit la măreția ta și ești vrednic de această postură. Ești vrednic de acest titlu. Ești vrednic de această autoritate. Ești vrednic de această laudă. Nu este o flatare, nu este un compliment dat pe nedrept. Este o laudă care o meriți. O laudă care se cuvine. Este o laudă care este necesară. O laudă care, dacă nu o dăm, este un act de imoralitate, un act de păcat. Este un fel de minciună. Dumnezeu este vrednic și dacă noi nu spunem despre El lucrurile acestea, dacă reținem aceste adevăruri,
este o problemă pentru noi. Și David ne subliniază în primul rând că lauda este un imperativ. Este o datoria noastră, este o nevoie pentru noi. Trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Și ne spune că lauda trebuie să fie una care este veșnică, în primul rând. Una care nu se va sfârși. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Vedeți cum sublinează de două ori aspectul acesta, că lauda noastră la adresa lui Dumnezeu trebuie să fie una veșnică. Nu trebuie să existe un timp în care să nu lăudăm pe Dumnezeu. Și veșnicia nu începe mâine sau poimâine sau peste 10 ani sau când murim. Veșnicia este veșnică, este tot timpul. Ca atare, noi avem ca și imperativ, ca și datorie, ca și bucurie, avem acest imperativ de a lăuda pe Dumnezeu în veci de veci. Nu este așa că de multe ori uităm această realitate, această datorie, acest privilegiu care ni se face, că ar trebui ca să lăudăm pe Dumnezeu în veci de veci, că viața noastră ar trebui ca să aibă ca și scop, ca și țel, ca și preocupare, lauda la adresa lui Dumnezeu. În al doilea rând, David ne arată că lauda noastră trebuie ca să fie constantă, adică zilnică. Dar ne uităm în perspectiva veșniciei și realizăm că toată veșnicia noastră va fi cuprinsă de laudă la adresa lui Dumnezeu, dar întrebarea aici ar trebui să se întâmple în viața de zi cu zi. Ce ar trebui să-mi preocupe viața de zi cu zi? Și el spune, în fiecare zi te voi binecuvânta. Nu este așa că trec zile în care nu-L binecuvântăm pe Dumnezeu? Nu este așa că trec ore întregi, poate zile întregi, săptămâni întregi, în care nu avem un moment de laudă sinceră la adresa lui Dumnezeu? Mai mimăm, mai repetăm. Că până la urmă, dacă ne pune fratele Ciprian sau fratele Sorin la momentul de laudă și spune fratele Cutare sau sora Cutare la o rugăciune de laudă, ai acolo un repertoar, ai o poezie, nu? Toți avem câteva rugăciuni care le știm pe de rost. Câteva formule de introducere, câteva puncte așa principale, o concluzie frumoasă. Toți le știm pe de rost, mai ales dacă am crescut în biserică. Dar aia nu este o adevărată laudă. Dumnezeu se cuvine să primească lauda noastră pe de o parte în veci de veci, pe de altă parte trebuie să fim conștienți că în fiecare zi. Când ne trezim ar trebui să fie primul nostru gând. Care este primul tău gând? Vă mărturisesc de multe ori, primul meu gând este să-mi verific telefonul să văd ce mesaj am primit peste noapte. Să văd ce mail-uri importante au intrat. Și mă prind câteodată. Chiar asta este cel mai important lucru. Și pământește vorbind, da? N-ar fi mai important, nu știu, să-mi salut familia, să le urez bună dimineață. Deci pământește vorbind, sunt lucruri mai importante. Suntem așa de cuprinși, de preocupări, de frământări, încă nici lucrurile pământești nu mai sunt priorități pentru noi, cele care chiar merită într-un fel. Cu atât mai mult Dumnezeu merită lauda noastră în fiecare zi. Primul gând de dimineață ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că ne-am trezit. Sau mai bine spus, ne-a trezit. Pentru că s-a îndurat de noi încă o noapte și ne-a păzit și ne-a păstrat în siguranță. Și motivele ar putea fi enumerate, ar putea petrece toată ziua într-o atitudine de laudă. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău. Creștinul, credinciosul, trebuie ca să fie implicat în laudă în mod constant, în mod zilnic, pentru că veșnicia lui va fi una de laudă. Nu vom fi pregătiți pentru cer, nu ne vom simți confortabile acolo. Voi ce faceți aici? În veci de veci îl lăudăm pe împăratul. Straniu. Păi tu ce ai făcut până ai ajuns aici? Păi eu am fost foarte ocupat, n-am avut timp de laudă. Ah. Da? Caricatură, dar înțelegeți. Credinciosul își petrece viața de zi cu zi lăudând pe Dumnezeu pentru că vrea, așteaptă, dorește ca veșnicia lui să fie o laudă la adresa lui, la adresa lui Dumnezeu. Lauda este, în al treilea rând, una universală.
imperativul acesta este pentru toți oamenii. Toți oamenii sunt datori ca să laude pe Dumnezeu. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească ispravele tale cele mari. Toți au această datorie, da? Toți trebuie ca să se preocupe de această realitate. Nu doar unii, ci toți, de la mic la mare, de la învățați la neînvățați, de la săraci la bogați, de la tineri la bătrâni, absolut toți trebuie să aibă această preocupare. Și ar trebui ca să transmitem această realitate și copiilor noștri. Ar trebui ca să învățăm importanța laudei lui Dumnezeu, importanța închinării, importanța rugăciunii, importanța aprecierii lui Dumnezeu. Pentru că toți oamenii au această datorie, fiecare neam de om, să laude lucrările tale. Al patrulea rând, și aici cred că este un lucru foarte important și foarte pertinent, mai ales în ziua noastră în care suntem o cultură extrem de egoistă pe de o parte, consumaristă, da? Deci noi vrem, suntem consumatori prin de când ne naștem. Și cultura aceasta ne bombardează cu ideile acestea, da? Că totul trebuie să fie despre noi, despre confortul nostru, despre ceea ce ne dorim, despre ceea ce vrem. Dar lauda trebuie să fie în primul rând una personală. Trebuie să fie despre persoana lui Dumnezeu și nu despre lucrurile care Dumnezeu ne dă în primul rând. Despre lucrurile care El le face în primul rând. Trebuie ca să realizăm că Dumnezeu este vrednic de laudă. El, persoana Lui trebuie lăudată mai întâi. Foarte multe persoane, când se roagă sau când îl laudă pe Dumnezeu, de fapt nu au un vizor persoana lui Dumnezeu, ci au un vizor binecuvântările care le-au primit, ajutorul care l-au primit de la Dumnezeu și uite de persoana care stă în spatele acestor binecuvântări. David nu face această greșeală. El spune, te voi înălța, Dumnezeule, voi binecuvânta numele tău. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Întâi trebuie ca să îl privim pe Dumnezeu și să vedem că El este vrednic de laudă. El este persoana Lui, caracterul Său, măreția Sa, slava Sa. El este vrednic de laudă, chiar dacă nu ar face nimic pentru mine. Chiar dacă nu mi-ar da vreodată o binecuvântare. Chiar dacă nu mi-ar răspunde pozitiv vreodată la vreo rugăciune. Chiar dacă nu m-ar scăpa vreodată de vreun necaz. Chiar dacă nu mi-ar da vreodată vreun câștig financiar. Chiar dacă m-ar lăsa în tot necazul în care l-am în lumea asta. El este demn, vrednic de laudă. Persoana Lui, da? Apoi, după ce privim la acest Dumnezeu care este în sine vrednic de această laudă, apoi doar putem discuta de lauda lui Dumnezeu prin și datorită lucrărilor Sale. Dar de multe ori sărim și mergem direct la lucrări, la ceea ce a făcut El, la felul în care am beneficiat de lucrările Sale. Fiecare neam, spune psalmistul, să laude lucrările Tale și să vestească ispravele Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Ordinea este importantă. Întâi persoana lui Dumnezeu și apoi lucrările lui Dumnezeu. Întâi caracterul lui Dumnezeu și apoi binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă nu, îl transformăm pe Dumnezeu într-un tonomat, într-un supermarket de binecuvântări și lăudăm pe Dumnezeu cum lăudăm Kaufland-ul. Și unde îți place să îți faci cumpărăturile alimentare? Păi la Kaufland. La Kaufland ai reduceri. La Kaufland săptămâna ți-e mai bună. Sau care e sloganul lor, da? Iubești Kaufland-ul? Iubești persoanele care stau în spatele Kaufland-ului? Iubești patronul Kaufland-ului? N-ai nicio treabă. Îți place pentru că acolo crezi că poți obține cele mai multe beneficii, cele mai multe reduceri. Acolo varza e cea mai proaspătă. Sau nu știu ce îți place ție de la Kaufland, da? Și alții laudă Auchan-ul sau Carrefour-ul sau cine știe, da? De ce? Din nou, nu există nicio apreciere personală. Este doar una a beneficiilor, a lucrurilor care vin prin Kaufland sau așa mai departe. Și de multe ori transformăm pe Dumnezeu în așa ceva.
apreciem lucrările lui Dumnezeu cum apreciem orice în lumea aceasta. Pentru că ne-a dat, pentru că ne-a făcut. Da? Și uităm de persoana din spatele acestor lucrări care, separat, distinct, chiar fără acele lucrări, este vrednic, demn de toate laudele noastre. Altfel spus, să gândim așa în absurditate, câteodată este bine să faci exerciții mentale care sunt chiar absurde ca să realizezi. Dacă Dumnezeu n-ar fi creat, dacă Dumnezeu nu te-ar fi creat pe tine, dacă n-ar fi creat nimic, dacă ar fi existat doar El în infinitatea Lui din veșnicie, fără ca să ne creeze pe noi, El tot era demn de toată lauda, de toată slava. Da? Și tot o primea. În sânul Sfintei Treimi, cele trei persoane coeterne, coegale, se bucură de o apreciere, de o laudă, de o dragoste desăvârșită. Da? Chiar dacă niciodată n-ar fi făcut ceva pentru tine, chiar dacă nu te-ar fi adus pe tine în viață. Dumnezeu merită toată lauda. El este vrednic, apoi vedem că această persoană vrednică a făcut tot felul de lucruri extraordinare care și ele sunt vrednice de laude. Lucrările lui sunt desăvârșite. Lucrările lui sunt demne de laudele, noastre. După ce David ne amintește că avem această responsabilitate și sublinează acestea și altele, ar fi și alte lucruri care am putea ca să le privim, sublinează aceste valențe, aceste aspecte importante în lauda care o datorăm față de Dumnezeu, vine și ne amintește câteva dintre motivele, 5 cel puțin, care eu le-am subliniat în acest text, din motivele pentru care ar trebui să venim cu laude la adresa lui Dumnezeu. Și cred că este foarte bine că face lucrul acesta, pentru că așa de ușor uităm motivele laudelor noastre la adresa lui Dumnezeu. În primul rând, David începe spunându-ne că Dumnezeu trebuie lăudat din pricina slavei sale, din pricina măreției sale, din pricina caracterului său. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească ispravele tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Întâi, David spune, măreția sa este demnă de laudă. Caracterul său, da, este măreția lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este persoana sa. De multe ori ne gândim la slava lui Dumnezeu ca și un element al lui Dumnezeu. Vrem să privim slava lui Dumnezeu. De parcă ar fi ceva separat, da? Distinct, ceva care Dumnezeu poate să scoată, să arate ție, uită slava și după aia să o pună la loc. El este slava Lui. Persoana sa este slăvită. Și a vedea slava lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât a-L vedea pe Dumnezeu. Doar că acum vedem parțial, voalat, ca să nu fim nimiciți, da? Să nu fim anihilați, cel puțin fizic, nu atemporal, nu credem în anihilare, de măreția lui Dumnezeu. Dacă am putea privi, fără ca să fim protejați, toată slava lui Dumnezeu, realmente am sistat din existarea aceasta pământească. Gândiți-vă cum e să privești acum la soare. Și acum este greu, dar prin toate straturile de ozon și toată protecția care există să privești direct la soare, te dor ochii. Imaginează să fii aproape de soare, da? Să fii așa, la un kilometru de soare. N-ai rezista nici o secundă. Ai fi incinerat, realmente, da? Dacă te-ai apropia de soare ca să-L vezi în toată splendoarea Lui. De asemenea, dacă noi am putea ca să-L vedem pe Dumnezeu fără voalarea aceasta care El o face până la urmă, ne protejează de slava Lui. Și tot El este Cel care descoperă slava Lui, în măsura în care știe că putem și avem nevoie. În primul rând, trebuie ca să
avem ca și motiv a laudelor noastre măreția lui Dumnezeu. Care este caracterul său? Este persoana sa. Întâi calitatea caracterului, privim la calitățile sale și vedem că nu există o persoană care are asemenea calități. Da? Nu există o persoană cu toate aceste calități. Privim la bunătatea lui, la dragostea lui, la dreptatea lui, la sfințenia lui și așa mai departe. Da? Și vedem toate calitățile lui. Și apoi privim la cantitatea sau la magnitudinea calităților sale. Și vedem că sunt de o magnitudine care nu poate fi cuprinsă. Anumite calități care le are lui Dumnezeu, care le are Dumnezeu au fost transmise și nouă. Pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea, și asemănarea lui. Unele nu le avem, sunt doar ale lui. Da? Sunt acele atribute care s-au transmis din partea lui Dumnezeu creaturii și sunt acelea care nu s-au transmis, cum ar fi omniprezența. Eu sunt după chipul și asemănarea lui, dar nu sunt omniprezent. Da? Sau nu sunt omniștient. Dar sunt o persoană, gândesc pentru că Dumnezeu gândește, am rațiune pentru că Dumnezeu are rațiune și așa mai departe. Sunt tot felul de iubesc pentru că Dumnezeu iubește și este dragoste. Dar cantitativ și calitativ vorbim de două nivele diferite. Da? El este infinit, eu sunt finit în atributele și în caracterul, și în caracterul meu. Da? Dacă cineva, de exemplu, ar spune despre tine... Sami este deștept. Ai întreba, ok, cât de deștept este Sami? Da? Cât de deștept? Atributul caracterului său, că este deștept, este una, magnitudinea este alta. Păi spune, măi, este mai deștept decât Cutărescu, da? Sunt alții mai deștepți ca el. Da? Apoi ai întreba, cum este Sami deștept? Pentru că poți fi deștept în diverse feluri, da? Este foarte deștept când vine vorba la calculatoare, dar când vine vorba la poezie, nu este foarte deștept. Nu știu, poate este deștept și la poezie. O să-l întreb după. Sau să-l întreb mai bine pe alții. Înțelegeți? Există valențe, există magnitudini a fiecărui aspect a caracterului și a persoanei noastre, da? După aia poate am vrea ca să ni se dovedească cât și cum de deștept este. Noi spunem niște întâmplări, niște lucrări, niște lucruri. Cum știi tu că Sami e deștept? Păi, nu știu, că numai o dată l-am întâlnit, am dat mâna cu el, dar mi s-a părut un tip așa foarte inteligent. Dar ar fi foarte convingător dacă îți spun, uite, l-am chemat odată și mi-a rezolvat problema asta. Nimeni nu a putut-o descifra. El a putut ca să o rezolve. Da? Poți ca să fii cu exemple. De asemenea, în lucrările lui Dumnezeu, vedem trăsăturile caracterului său puse în acțiune. Noi știm că Dumnezeu este puternic, pe de o parte pentru că ne-a spus prin Scriptură, pe de altă parte pentru că am văzut. Dumnezeu a făcut lucruri chiar pentru noi personal, care știm că nimeni altcineva n-ar fi avut puterea. Ca tare când noi spunem, Dumnezeu este puternic. Cât de puternic, frate? Suficient de puternic să creeze Universul. Suficient de puternic să poruncească ca lumina lui Hristos să fie în inima mea și deși eu eram un răzvrătit, un inamic, un păcătos, a fost lumină. Deci eu știu că Dumnezeu este puternic prin revelația care am primit-o și știu pentru că am exemple, am experimentat lucrul acesta. Da? Și David vine și spune, trebuie ca să lăudăm pe Dumnezeu pentru caracterul său în primul rând, pentru măreția sa, pentru calitățile lui, și pentru magnitudinea și valențele acelor calități. Da? Este o persoană precum nu mai există. El este unicat, el este sfânt, el este deosebit decât orice altă făptură, pentru că el nu este făptură, el este creatorul. Da? De aceea trebuie înțeles că calitatea laudei tale este direct proporțională cu calitatea și cu cantitatea teologiei tale. Cele două merg mână în mână, sunt direct corelate. Calitatea laudei tale și cantitatea ei, până la urmă, este direct proporțională cu calitatea și cantitatea teologiei tale. Altfel spus, cât de mult cunoști tu despre Dumnezeu? Cât de bine îl cunoști pe acest Dumnezeu? Cât cunoști despre lucrările sale? Cât cunoști despre caracterul său. Dacă vreau ca să te laud pe tine, tocmai cum discutam,
Cum voi putea face acest lucru dacă nu te cunosc? Dacă nu știu nimic despre tine? Ce laude aș putea aduce la adresa ta? Aș putea inventa niște lucruri, dar ca să aduc o laudă sinceră, adevărată, trebuie să te cunosc. Trebuie ca să știu caracterul tău. Trebuie ca să cunosc faptele tale. Și apoi pot ca să vin și să spun cu tare, este pentru că a făcut, pentru că așa, da? De asemenea, pentru a aduce o laudă la adresa lui Dumnezeu, trebuie ca să-L cunosc. Trebuie să știu despre atributele sale, despre lucrările sale. Și asta pot ca să știu doar dacă am o teologie bine formată din Scripturi. Doar dacă studiez Scripturile. Vor veni unii și vor spune, nu frate, stai un pic. Eu îl cunosc pe Dumnezeu din experiențele mele cu El. N-am nevoie de foarte mult studiu biblic. Eu îl experimentez pe Dumnezeu și ca atare îl laud pe Dumnezeu. Și important e ca să ai experiențe. Nu să stai să faci studiu biblic. Sunt câteva probleme majore cu această perspectivă. Prima dintre ele ar fi cum știi că experiențele tale sunt cu Dumnezeu. S-ar putea să fie cu altcineva. Frate, nu se poate așa ceva. Eu știu, da? Rețineți, recent am studiat împreună miercuri seara din Faptele Apostolilor, ce spunea lumea despre Simon Magus, vrăjitorul, șarlatan. Simon Magus, care este puterea mare a lui Dumnezeu. Vin apostolii și apostolii nu sunt impresionați de ei, de el. De ce? Pentru că ei cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu. Și din cuvânt și din experiență. Cum știi tu, în afara cuvântului lui Dumnezeu, că ce experimentezi, da? Că ceea ce Dumnezeu crezi tu că a lucrat în viața ta este prezența Lui, implicarea Lui, persoana Lui și nu altceva. Dacă nu din cuvântul Lui Dumnezeu, da? În al doilea rând, cât de arogant trebuie ca să fii să crezi că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu poate fi cuprins în puținele tale experiențe cu Dumnezeu. De parcă tu ai trăit mai mult cu Dumnezeu decât El a revelat în Sfintele Scripturi. Te ai una, două, zece, o sută de experiențe cu Dumnezeu. Chiar crezi că experiența ta cu Dumnezeu este mai mare, mai cuprinzătoare decât a lui Apostolul Pavel? Crezi că Pavel ți-ar putea spune mai mult despre cum e Dumnezeu sau ce ai experimentat tu? Decât Petru? Decât David? Decât Isaia, decât Moise. Care e ultima mare care a despărțit-o Dumnezeu pentru tine? La propriu, nu la figurat. Nu? Care e ultima dată când te-a chemat pe munte să-ți vorbească direct? Chiar crezi că puținele experiențe, chiar legitime, care le-ai avut cu Dumnezeu, te pot informa mai mult decât felul extraordinar în care Dumnezeu s-a revelat din Geneza până în Apocalipsa? Câtă ignoranță și câtă aroganță poate exista în această convingere? Eu n-am nevoie de toți mari oameni, profeți, proroci al lui Dumnezeu care l-au cunoscut într-un mod deosebit și prin care Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod deosebit, că am experimentat și eu două, trei lucruri. Sau mai am vise noaptea. Scriptura este sursa primară a cunoașterii lui Dumnezeu. Cunoașterea biblică generează pentru mine experimentarea personală a măreției lui Dumnezeu. Privind măreția lui revelată în Scriptură, eu îl experimentez pe Dumnezeu. Pentru că mă uit prin credință la tot ceea ce Dumnezeu a revelat și a făcut și încep să îl cunosc mai bine. Scriptura informează apoi experiența mea personală. Validează sau invalidează? Mă uit la viața mea. Mă uit la ce se întâmplă în viața mea. Mă uit la experiențele mele. Și mă uit la ceea ce spune Scriptura și în funcție de ce spune Scriptura, mi se validează sau invalidează intervenția lui Dumnezeu în viața mea. Nu fac așa de capul meu. Da? Eu cred că aici Dumnezeu a intervenit. De ce? Pentru că am furat și nu m-a prins nimeni. Da? De ce n-ar fi?
pentru că am comis ceva și uite, am scăpat așa. Era imposibil să nu. De ce n-ar fi? Pentru că mă uit în Scriptură și văd că Dumnezeu este sfânt și îmi poruncește să nu fac așa ceva. Da? Dar sunt oameni care sunt convinși. Eu am discutat la mâna întâi cu oameni care sunt convinși că au văzut puterea mare a lui Dumnezeu prin faptul că au putut păcătui și de au fost prinși. Prin faptul că au putut fura și nu sunt pușcărie. În același timp, nu doar că validează sau invalidează, dar amplifică, nuanțează experiența ta personală cu Dumnezeu. Cunoașterea, cunoștința unei persoane amplifică felul în care experimentezi orice experiență, orice tranzacție cu acea persoană. Dacă știu ceva despre acea persoană, dacă o cunosc cu adevărat, atunci înțeleg mai bine tot ceea ce se petrece între mine și acea persoană, da? Dacă nu este așa ceva generic. Dacă știu, de exemplu, vă dau un exemplu. Dacă v-aș spune că a fost un incident, eu m-am mai povestit, în Pennsylvania, în care un nebun a intrat într-o biserică în care se întâlneau mai mulți copilași și am pușcat pe toți. Dacă v-aș spune că la câteva ore s-au strâns în jurul acelei biserici mai mulți oameni, adulți, care se rugau ca Dumnezeu să ierte pe acea persoană, ați fi impresionați. Dar dacă v-aș spune un singur detaliu, v-aș lărgi spectrul cunoștinței și v-aș spune că persoanele care s-au strâns în jurul bisericii rugându-L pe Dumnezeu să ierte acea persoană erau părinții copiilor uciși, ar schimba total felul în care ați experimentat acest eveniment. Nu este așa? Dacă îți spun că Dumnezeu te iartă, dacă crezi în El și îl iubești pe El, este una. Și dacă îți explic magnitudinea a ceea ce stă în spatele iertării tale, în toate fațetele ei, în toate implicările realității că Dumnezeu s-a întrupat în Domnul Iisus Hristos și a venit Fiul lui Dumnezeu ca să moară pe cruce și încep și despachetez pentru tine toate informațiile, toată cunoștința care Dumnezeu ne-a lăsat în Scripturi despre acest eveniment fantastic, experimentarea iertării va fi total diferită. La fel cum a fost experimentarea când v-am spus că niște oameni se rugau pentru un ucigaș și când ați înțeles că oamenii aceia erau părinții copiilor, da? Doar că un grad de magnitudine mult mai mare, infinit mai mare. Teologia ta, cunoașterea ta lui Dumnezeu din Scripturi amplifică experimentarea ta cu Dumnezeu. Nu o alterează, nu o diminuează. Dar mulți nu se apropie foarte tare de Scripturi și de studiu biblic că ei vor experiențe. Dacă vrei să-L experimentezi în toată splendoarea Lui, în toată magnitudinea trăirii cu Dumnezeu, ai nevoie de Scriptură. Ai nevoie să-L cunoști din Scripturi. Nu va dăuna experiențele, le va clarifica, le va amplifica. În al doilea rând, ne spune să îl lăudăm pe Dumnezeu din pricina bunătății sale. Versetul 8 la 10, David sublinează acest aspect. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Și nu putem să nu ne punem întrebarea, văzând că David ne recomandă să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui, ne spune că bunătatea Lui este față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Nu putem să nu ne punem întrebarea, dacă gândim un pic mai profund la această temă, ce înseamnă să fii
să fii bun? Pentru că această întrebare se pune în fața lui Dumnezeu, este cel mai frecvent argument adus la adresa creștinilor, ce Dumnezeu bun este acesta care, de exemplu, omoară? Ce Dumnezeu bun este acesta care îngăduie suferință? Și am putea să enumerăm lucruri groaznice care se întâmplă în lumea noastră chiar acum, sub autoritatea și controlul unui Dumnezeu suveran. Am putea să mergem în Sfintele Scripturi și să vedem unele lucruri groaznice, obiectiv groaznice, care Dumnezeu le-a poruncit. Și Scriptura spune că le-a poruncit, dar este indiscutabil. Atunci ne punem întrebarea ce înseamnă să fii bun. De exemplu, postulăm această întrebare. A omorâ pe cineva este bine? Ai fi un om bun dacă omori pe cineva? S-ar mai putea spune despre tine că ești un om bun dacă ai omorât pe cineva? Și răspunsul instinctiv, pentru că gândim în categorii foarte prost definite, este să spui nu. Răspunsul visceral acum, mai ales după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat recent în România, da? Toți avem imaginile acelea de pe Facebook cu monstrul acela, cu plovărul fetei pe el, stând, așteptând să-l ducă poliția. Nu ați văzut imaginile. Și zici, cum ar putea să fie un om care omoară numit bun? Și automat ne sare. Ca tare Dumnezeu, dar asta este argumentul ateului. Ca tare Dumnezeul tău care omoară este un monstru. Dar dacă ești un polițist și omori pe un infractor în apărarea unor oameni inocenți, se mai poate spune despre tine că ești bun. Dar dacă ești un soldat și omori pe cineva protejând țara ta, familia ta, copiii tăi de la invazie, se mai poate spune despre tine că ești bun. Doar dacă ești un tată și la 3 dimineața intră infractorii peste tine în casă și vor să jefuiască și să violeze și iei cuțitul și faci. Se mai poate spune despre tine că ești bun. Noi tindem să gândim despre bunătate doar dintre anumite perspective sau anumite categorii. Gândim despre milă, despre îndurare. Și este și acesta un aspect important. Dar în primul rând a fi bun, în primul rând înseamnă a face ce este bine, ce este drept. Și această realitate nu poate fi scoasă afară dintr-un context. Ce este bine într-un context nu este bine într-un alt context. În contextul unui polițist care împușcă un infractor, este bine că l-a împușcat. În contextul unui om care se plimbă liniștit pe stradă și vine un psihopat și îl împușcă, este rău că a fost împușcat. Înțelegeți? Există un context care determină ce este bine și ce este rău. De exemplu, a condamna un ucigaș la închisoare și la moarte chiar, te face pe tine, dacă tu ai fi judecătorul în acest caz, un judecător bun. Un om bun, nu un om rău. Pe când a condamna un nevinovat, un om evident nevinovat, doar pentru că poți, pentru că ai puterea aceasta, te face pe tine un nedrept, un om malefic. Ce s-a schimbat? Tot o condamnare este, da? S-a schimbat cadrul, s-a schimbat ecuația în care lucrăm. Când privim din această perspectivă și realizăm că punctul de reper corect este o omenire căzută în păcat, o omenire care s-a răzvrătit față de Dumnezeu, o omenire care s-a emancipat față de Creatorul Său, o omenire care merge până acolo încât să vină să spună că cel care i-a creat nici măcar nu mai există. Ne dăm seama că Dumnezeu nu doar că este bun în sensul că este milostiv, și este,
ci în sensul că este drept. Ca tare, omoară Dumnezeu? Da. Și este bun când o face. Pedepsește Dumnezeu? Da. Și este bun când o face. Îngăduie Dumnezeu dezastre naturale? Da. Și este bun când o face. Și dacă nu poți rezona cu lucrul acesta, dacă nu poți înțelege lucrul acesta, n-ai înțeles cât de bun este Dumnezeu și cât de răi suntem noi. Așa de bun poate fi Dumnezeu și așa de răi putem fi noi, încât atunci când vine un tsunami și omoară mii de oameni, printre care mame, copii, Dumnezeu rămâne bun? Da. Da. Așa de sfânt poate fi Dumnezeu și așa de păcătoși putem fi noi, încât când vine un cutremur și cad clădiri peste oameni și strivesc, încât nu-i mai poți recunoaște după, rămâne un Dumnezeu bun? Da. Și încă n-ai văzut nimic din ce ar trebui să facă Dumnezeu ca într-adevăr să exercite toată dreptatea sa. Scriptura spune că va veni vremea când Dumnezeu va dezlănțui dreptatea sa și oamenii vor merge la munți și vor cere munților să cadă pe ei. Pentru că grozăvia va fi așa de fantastică. Când realizăm această realitate, realizăm de ce spune psalmistul că în relație cu toți și în tot ceea ce face Dumnezeu pe acest pământ, totul este milă și îndurare. Pentru că ce ar fi bine, adică ce ar fi drept, ar fi condamnarea noastră. Ca tare și omul care acum moare de foame în Africa. Da? Să văd imagini de genul. Se văd coastele, se văd organele. Primește nu ceea ce merită, ci milă. Pentru că Dumnezeu este așa de bun și El este așa de rău. Dar și eu sunt așa de rău. Ca tare când priviți la obrajii mei frumoși, și e evident că nu mor de foame, și când privesc la dumneavoastră și nici voi nu muriți de foame, cu atât mai mult ne minunăm. Nu numai de ce nu suntem noi omul ăla din Africa, și de ce nu suntem noi toți nimiciți, de ce nu suntem noi toți în iad. Și eu, și flămândul din Africa, și cei ce suferă de tot felul de boli, toți beneficiem de milă și îndurare chiar în acele suferințe. Domnul este bun față de toți, spune psalmistul, adică milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător. Dar să nu uităm că bunătatea întotdeauna necesită dreptate. Și că această dreptate este inevitabilă. Această răbdare, deși îndelungă, nu este infinită. Pentru că dreptatea trebuie la un moment dat exercitată din partea lui Dumnezeu. De aceea psalmistul spune să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Cele două trebuie ținute întotdeauna împreună. Răbdarea, bunătatea, milostenia, dar și dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu dă la o parte dreptatea lui ca să-ți arate ție milostenie. În cele din urmă, într-un fel sau altul, Dumnezeu face dreptate. 3. Lăudați pe Domnul din pricina împărăției sale. La versetul 11 la 13, David ne amintește să lăudăm pe Dumnezeu din pricina împărăției sale. Vor spune slavă împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate viacurile. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Este ea un loc, un imperiu, dar o împărăție are o graniță. Imperiul Roman, de exemplu, se știa. Asta era granița. Și întotdeauna aveau războaie, da? De exemplu, cu triburile germanice care nu erau foarte happy cu faptul că romanii
invadau teritoriul lor și încercau să lupte ca să-și protejeze acea graniță, chiar să câștige înapoi teren. Să știi, asta este granița Imperiului Roman. Da? Țările în ziua de astăzi au granițe. Cât timp ești în granițele ei, ești sub legea lor și așa mai departe. Dar împărăția lui Dumnezeu, are ea o graniță? Hristos spune în Ioan 18:36 că împărăția lui nici măcar nu este din lumea aceasta. Este împărăția lui Dumnezeu atunci poate doar un popor? Pentru că orice împărat are un popor, oameni peste care domnește. Sau este oare vorba de un anumit timp în care se desfășoară această împărăție? Pentru că orice imperiu răsare și apune. Imperiul Roman a răsărit și a apus. Imperiul Britanic a răsărit și a apus. Imperiul American, de exemplu, da? Poate apune în curând. Versetul 13, psalmistul spune, împărăția ta, în contrast cu aceste împărății, este o împărăție veșnică. Într-un fel, este toate și niciuna. Împărăția lui Dumnezeu, așa cum bine știți, este poporul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu. Și în acest sens, împărăția este și aici și acum. Există un popor, există Dumnezeu care este în mijlocul lor și există autoritatea lui Dumnezeu care se exercită asupra lor. Dacă vorbim, în schimb, despre stăpânirea lui Dumnezeu, despre suveranitatea lui Dumnezeu, atunci putem spune că împărăția lui Dumnezeu este tot timpul și peste tot. N-a existat un timp sau un loc sau o vreme în care Dumnezeu n-a fost stăpân. N-a fost împărat. El este pe tron din veșnicie în veșnicie. El este stăpân în toate vremurile, în toate timpurile, în toate locurile. Ce atunci s-a întâmplat? Pentru că ne uităm în jurul nostru și nu ni se pare că trăim în împărăția lui Dumnezeu. Chiar rugăciunea Tatăl nostru, Hristos, ne învață să ne rugăm ca să facă voia Tatălui pe pământ precum în ceruri. Ceea ce ne duce cu gândul că, cel puțin într-un oarecare fel, într-o oarecare măsură, nu se face la ora actuală. Scriptura ne învață că în acest univers creat de împăratul nostru, care este Dumnezeu, a intervenit o revoltă împotriva împăratului. Și prin cel care a vrut să detroneze pe împărat, prin Lucifer, prin Satan, a intrat păcatul în lume. A vrut ca el să fie egal cu Dumnezeu. Nu i-a convenit ca Dumnezeu să fie împărat peste tot. A zis, vreau eu să fiu în control. Iar noi oamenii, prin primii noștri părinți, ne arată Scriptura, ne-am aliat cu el, cu cel rău. Și ne aflăm din acea zi într-o răzvrătire și o revoltă împotriva împăratului. Și ne întrebăm, totuși a scăpat Dumnezeu lucrurile de sub control? Astăzi mai este el în control asupra lucrurilor acestea? A câștigat cel rău revolta? Asta se întâmplă? Și dacă nu, de ce se întâmplă ce se întâmplă în jurul nostru? În niciun caz n-a scăpat Dumnezeu lucrurile de sub control, în niciun caz n-a câștigat Satan revolta, dar în bunătatea și în îndurarea lui Dumnezeu îngăduie și rabdă omenirea și cheamă pe toți să pună armele jos și să îngenuncheze înaintea împăratului ca să nu fie nimiciți. Pentru că dacă nu i-ar îngădui și dacă nu ne-ar răbda la un singur cuvânt, la o singură poruncă din gura împăratului, toți inamicii lui ar fi nimiciți. Dar el încă este îndelung răbdător. Rețineți ce am spus, Dumnezeu este bun. Și ce face cel bun față de un păcătos și un trădător, am fost cu toții de acord. Îl condamnă. Și totuși Dumnezeu încă așteaptă. Și rabdă. Ba mai mult, Scriptura ne spune că Dumnezeu și iartă. Iartă pe cei care s-au revoltat împotriva lui. Iartă pe cei care s-au aliat cu Satan. Iartă pe cei care au vrut să-l detroneze pe Dumnezeu.
cum va ierta Dumnezeu pe cei care s-au revoltat împotriva lui? Și Scriptura ne spune că împăratul a trimis pe singurul său fiu să moară în locul celor ce cred și se pocăiesc. Dar că vine o zi când împărăția lui Dumnezeu se va vedea altfel. Nu cum o vedem acum. Se va vedea în toată splendoarea ei, fără să fie obstrucționată de păcat, fără să fie obstrucționată de bătălia aceasta care aparent încă se luptă. Va veni o zi în care împăratul va pedepsi pe toți cei ce s-au revoltat împotriva lui, când Satan și cu îngerii lui vor fi aruncați în iazul de foc. Și împreună cu el toți cei ce nu s-au predat împăratului. Va nimici pământul acesta cu tot ce este pe el, pentru că a fost așa de alterat și de denaturat și de stricat de noi și de păcatele noastre. Pentru că toată frumusețea aceasta care o vedem în jurul nostru acum, în comparație cu ceea ce a fost când Dumnezeu a creat lumea aceasta, este gunoi. Am stricat-o. Este urâtă. Și Dumnezeu nu mai poate privi la felul în care am stricat creația Lui. Și într-o clipită va nimici totul și va crea un pământ nou și un cer nou. Iar acolo, pe acel pământ nou, vor locui în prezența sa toți cei ce au fost răscumpărați de Fiul Său. Și vor fi veșnic în prezența sa, sub autoritatea sa, un popor și o împărăție veșnică. Al patrulea rând, psalmistul ne aduce cu picioarele înapoi pe pământ pentru un minut și ne spune de la versetul 14 la 16 să lăudăm pe Dumnezeu din pricina providenței sale care o experimentăm în fiecare zi. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrană la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Până în acea zi, când Dumnezeu va face un pământ nou și un cer nou și tot ce e rău va dispărea, totuși El se implică în viața de zi cu zi. El face pomii să crească și să dea fruct. El face ca să avem pește în mări care să-l putem mânca. El ne dă putere să muncim. El face ca toate nevoile noastre de zi cu zi să fie împlinite. El lucrează toate aceste lucruri și dacă n-ar fi pentru providența sa și dacă n-ar fi pentru implicarea sa în creația lui, dacă ne-ar lăsa după mințile noastre blestemate, dacă ar lăsa păcatul realmente scăpat de sub control, vă imaginați în ce lume am trăit? Dacă omul ar fi lăsat în toată păcătoșenia lui, crimele care s-au comite, n-ar mai avea ce mânca. Dacă moartea a intrat în lume când Adam a păcătuit și pământul a fost blestemat, de ce totuși mai dă rod? De ce nu este tot un deșert și pustiu? Este doar harul și providența lui Dumnezeu. De ce mai vine ploaia încât să crească plantele? Toate aceste lucruri, ne spune psalmistul, fac parte din bunătatea lui Dumnezeu și sunt motive zilnice ca să lăudăm pe Dumnezeu. Și cinci, ultimul motiv, subliniat de psalmist. Lăudați pe Domnul din pricina harului său, versetul 17 la 21. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt în veci de veci. Amin. Vedeți, din nou, dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu sau dreptatea și milostenia și harul lui Dumnezeu sunt ținute împreună. Merg mână în mână. Sunt inseparabile. Nu pot separa dreptatea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Ce face iertarea incredibilă
De neconceput, dacă stai să te gândești despre ea, este dreptatea lui Dumnezeu. Cum a putut Dumnezeul cel drept să ierte? Cum este posibil așa ceva? Este de necrezut. Ce o face incredibilă este prețul plătit de Dumnezeu ca să ierte și totuși să rămână drept. Când înțelegi pentru prima dată cum Dumnezeu a putut ca să te ierte pe tine și totuși să rămână drept, îți explodează mintea. Creierul nu mai face față. Neuronii tău nu pot să cuprindă. Dar harul este pentru toți, nu? Asta spune psalmistul. Harul este pentru toți. Domnul păzește pe toți. Pe toți cei ce îl cheamă din toată inima, pe toți cei ce se tem de el, pe toți cei ce îl iubesc. Dacă Dumnezeu, dragul meu, nu este în această dimineață împăratul tău, el este dușmanul tău. Și el, ne spune psalmistul, nimicește pe toți cei răi. Și aici nu mai trebuie calificative. Pentru că toți sunt răi. Toți au păcătuit. Și sunt lipsiți, sunt departe de slava lui Dumnezeu. Și toți, dacă nu sunt iertați, dacă nu sunt împăcați cu împăratul lumii acestea, cu împăratul Universului, cu Creatorul nostru, toți vor fi nimiciți. De ce? Pentru că El este drept. Versul 21. Pentru că este sfânt în veci de veci. Și la sfârșitul timpurilor noastre, toate trebuie să fie puse îndreptate. Toate trebuie să fie puse la locul lor. Toți cei pentru care Hristos a murit, care sunt iertați, vor fi cu Tatăl în prezența Lui pentru veșnicie. Și toți cei ce au rămas inamicii lui Dumnezeu vor suferi pentru veșnicie în iad, pentru că este drept. Frate, eu nu pot să concep cum ar putea fi drept ca un om să suferă veșnic în iad pentru păcatul său. N-ai înțeles încă cât de sfânt este Dumnezeu și cât de păcătos ești tu și cu mine. Nu pleca. Nu pleca din acest loc până nu ești beneficiarul acestui har. Nu pleca din acest loc până nu-L cunoști cu adevărat pe împăratul. Până n-ai îngenunchiat înaintea Lui. Până nu te știi răscumpărat prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.